sistem aduce numai de servicii și tratează primăria precum un SRL-ul privat al lui, care o administrație, nu cred că, fiind vorba și de banul public, trebuie administrată ca un SRL-ul. El ar fi dorit să conducă municipiul Rădăuți fără consiliu local, fără funcționari publici, după bunul plac. Vedeți că totuși nu o să reușească să facă, nu vreau să intru în amănunte, la ora actuală se află în derulare chiar și o anchetă în cadrul primăriei municipiului Rădăuți, privind cheltuirea banului public și celelalte probleme care au fost sesizate de diferiți cetățeni și consilieri din municipiul Rădăuți. Nu putem discuta pentru că anchetă este în timpul derulării,